Ministerul Educației vrea ca anul școlar să fie prelungit în perioada următoare. Structura anului școlar 2021-2022 este deja stabilită, dar din toamna anului 2022 este nevoie de o creștere a duratei cursurilor, a declarat ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Suntem printre ultimele țări europene din punct de vedere al duratei cursurilor. Pierderile suferite pe perioada crizei sanitare au fost foarte mari. Este drept nu numai în România. Ele vor trebui să fie recuperate în timp. Pentru asta, mai mult decât oricând, este nevoie de o durată mai mare a perioadei de cursuri, a explicat Sorin Câmpeanu. Este o decizie proastă din cauza faptului că noi trebuie să avem mult timp de recreere. Da. Tot anul stăm cu stres că trebuie să dăm teze, unii chiar BAC sau evaluări naționale, și vara este singurul anotimp în care ne putem și noi recrea. Este frumos afară, nu ninge ca iarna, nu este frig, ne îmbrăcăm la tricou, la pantaloni scurți. Deci dacă ne ia și această vacanță, rămânem cu nimic. Suntem extrem de stresați și acum, cu două luni sau câte avem de vacanță. Dar în minte cu o lună. Nu se face așa ceva, nu este opinia mea. Nu trebuie făcut așa. Aș simți destul de trist pentru că n-aș putea să mă relaxez atât de mult. Întrebat despre opinia unui fost ministru al educației care spune că durata vacanței de vară ar trebui să fie doar de o lună pentru ca în restul timpului să fie recuperată materia pierdută în pandemie, Sorin Câmpeanu a arătat că împărtășește părerea că e nevoie de o durată mai mare a perioadei de cursuri, ceea ce înseamnă implicit o vacanță de vară mai scurtă. Să mă mai la școală. Corect. Deci nu de acord. Nu. Ce e asta? E viață? Îi pot spune că am o părere foarte bună despre treaba asta. Am stat destul acasă și eu cred că trebuie să mergem la școală. De acord. Da. Deoarece structura anului școlar pentru anul școlar 2021-2022 este deja stabilită, această măsură ar putea fi aplicată din toamna anului 2022. În prezent, perioada anului școlar din România durează 34 de săptămâni, cu mult mai puțin față de celelalte țări europene. Astfel, în cursul unui ciclu de învățământ de 12 ani, un elev din Germania învață cu 2 ani și jumătate mai mult decât un elev din România. Pentru mehedințiul meu, Miruna Plăvițu.